O dezbatere despre viitorul Uniunii Europene adresată studenților Universității Ovidiu din Constanța a avut loc vineri. Cred că este un eveniment deosebit de important, deoarece punem în contact atât studenții, până la urmă cei care vor fi viitorii cetățeni europeni sau sunt deja cetățeni europeni, și europarlamentari care să aducă o imagine mai bună a instituției europene și poate să apropie aceste instituții europene de cetățeni. Potrivit europarlamentarului Ramon Amănescu, pentru România principala preocupare o reprezintă cetățenii români care sunt în Marea Britanie. Ne interesează foarte mult și negocierea s-a purtat în această direcție destul de dur și încercăm să avem în continuare comisia de partea noastră în privința vizelor. Marea Britanie, la un moment dat, în negociere, a sugerat introducerea vizelor pentru cetățenii europeni, pentru români. Și sigur că acesta este o linie roșie pentru noi, peste care nu putem să trecem. Nu vom ceda și nu vom accepta în niciun fel ca Marea Britanie să introducă vize pentru cetățenii români. Securitatea energetică a fost un alt aspect prioritar dezbătut la eveniment. Am putea avea un cuvânt de spus dacă ne jucăm cartea bine. Mă refer la hub energetic, la Marea Neagră și nu în alt stat vecin. Și la tot ce implică transportul de gaze, resurse naturale, resurse alternative. Ramon Amănescu și Maria Grappini au discutat pe marginea contextului european actual, marcat de desfășurarea negocierilor pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, precum și de criza fluxurilor migrației. Evenimentul a fost organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în colaborare cu Universitatea Ovidius din Constanța.